Cazurile în care tinerii sunt prinși sub influența substanțelor psihoactive la volan au devenit din ce în ce mai dese. În această dimineață, polițiștii mehedințeni au descoperit în trafic un tânăr din municipiul Drobeta, Turnu Severin, în timp ce conducea un autoturism drogat și fără permis de conducere. În această dimineață, autoritățile de control au depistat în trafic un tânăr de 18 ani din municipiul Drobeta, Turnu Severin, în timp ce conducea un autoturism fără permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La solicitarea polițiștilor, băiatul a fost testat cu aparatul drug test, care a ieșit pozitiv, acesta fiind condus la o unitate medicală pentru a-i se recolta mostre biologice în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive. În această dimineață, polițiștii din cadrul biroului rutier au depistat în trafic un tânăr de 18 ani din municipiul Drobeta, Turnu Severin, în timp ce conducea un autoturism pe strada Gheorghe Șincai, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La solicitarea polițiștilor, bărbatul a fost testat cu aparatul drug test, care a indicat o valoare pozitivă, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală pentru a-i se recolta probe biologice în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.